Salutare, prieteni! Continuăm cu partea 6-a a proiectului Luxemburg, iar în videoul de astăzi o să ne ocupăm de verificarea jocului axial al arborului cotit, de instalarea axului cu came, dar și a distribuției. O să pregătim puțin terenul și pentru următorul video, în care o să instalăm cămășile, dar și alte componente auxiliare. Încep prin a gresa cu ulei zona în care doresc să instalez cuzinetul axial. Instalez cuzinetul axial pe poziție, cu aceste șanțuri orientate spre capacul de distribuție. Urmează instalate în ordine șaiba distanțieră, pinionul mic de distribuție, șaiba antival, dar și furia împreună cu șurubul de fixare. Ca să vă faceți o idee ce înseamnă joc axial, șurubul de la furie este strâns doar de mână. Jocul axial acceptat pentru acest tip de motor este cuprins între 0,04 și 0,10 mm. O să verific jocul cu o leră de 0,15 mm, iar în prima fază se poate observa că nu reușesc să poziționez lera între cuzinetul axial și șaiba distanțieră. Iar în momentul în care trag de arbore în spate, lera intră fără probleme. Pentru verificarea și setarea corectă a jocului axial, avem nevoie de o cheie dinamometrică pentru a strânge șurubul de la furie la cuplul recomandat. Cuplul recomandat este situat între 100 și 120 de Nm, așa că setez cheia pe valoarea de 100 de Nm, având în vedere că lucrez singur. Introduc între arbore și bloc o bucată de lemn, pentru ca motorul să nu se învârtă în gol, și strâng la cuplu. După strângere, verific dacă motorul se învârte ușor, dar și împing cu o șurubelniță arbore cât mai în față, pentru a verifica din nou jocul axial după strângere. Valoarea ideală este între 0,04 și 0,10 mm. Verific o leră de 0,5 mm și se poate vedea că intră fix. Astfel, jocul axial este de 0,05 mm, valoare situată între intervalul oferit de fabricant. Profit de ocazie, având în vedere că motorul este poziționat invers, pentru a gresa lagările de fixare a axului cu came și pentru a pregăti instalarea acestuia. Gresez și axul cu came înainte de a-l introduce în blocul motor. Montez pe poziție șaiba de fixare a axului. Și în loc să folosesc șuruburile cu cap drept originale, le înlocuiesc cu unele noi, dar cu cap de imbus. În acest fel, strângerea lor este mult mai facilă și nu se mai întâmpină probleme în desfacerea lor.
Îndepărtez folia și șaiba antival pentru a face loc și pentru a putea instala distribuția. Pinionul mic, dar și cel mare, au un mic semn care ajută la o instalare corectă a distribuției. Distanța corectă dintre aceste două semne trebuie să fie exact de 12 dinți. Instalez pe poziție distribuția cu ajutorul ciocanului de cauciuc și verific din nou dacă distribuția a fost instalată corect. Urmează o gresare a lanțului. În mod normal, acesta trebuie lăsat în ulei înainte de instalare, dar pentru că ulterior rezultă o mizerie generală, prefer să procedez în acest fel. Introduc pe poziție pinionul ce antrenează delcoul, dar și pompa de ulei, urmat de elementele de fixare a axului cu came. Șurub, șaibă distanțieră și șaibă de siguranță. Strâng la cuplu recomandat situat între 30 și 35 de Nm. Iar ulterior fixez șaiba de siguranță pe o latură a șurubului de fixare. Verific dacă motorul se învârte ușor, dar și profit de ocazie pentru a gresa suplimentar lanțul de distribuție. Pasul următor este instalarea tacheților, pe care îi curăț și ulterior îi gresez înainte de instalare. Iar ulterior instalării verific dacă aceștia se mișcă ușor. Următorul pas este instalarea cămășilor. Pentru asta asigurați-vă că zona de așezare a inelelor de cupru este perfect curată, la fel ca și cămășile, și folosiți pe cât posibil inele de cupru noi. Grosimea inelelor de cupru variază, iar în cazul în care este necesar, se pot folosi mai multe pe fiecare cilindru pentru a avea un nivel corect al cămășilor față de bloc. Inelele de cupru folosite de mine sunt reparația 1 și au o grosime de 0,12 mm. Așa că le instalez pe poziție și vă mulțumesc pentru vizionare. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou video.